În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un om ședea la marginea drumului și cerșea. Și auzind el mulțimea, întreba ce este aceasta. Și i-a spus lui către Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat zicând, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă. El însă și mai tare striga, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la dânsul. Și când s-a apropiat, l-a întrebat zicând, ce vrei să-ți fac? Iar el a răspuns, Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu și tot poporul, văzând aceasta, a dat lauda. Lui Dumnezeu.